servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Inspirate din inima naturii, produsele Naturalis alcătuiesc o gamă foarte variată. Naturalis, inteligența naturii. Doar la Catena și pe springpharma.com ai oferte de poveste. Dăm viață capitalei Daciei. Sub acest slogan se desfășoară un eveniment menit să promoveze producătorii locali și artizanii, dar și tradițiile și portul popular. Prima ediție a Târgului de Meșteșugari are loc în perioada 8-9 octombrie, în localitatea Costești. Acțiunea se desfășoară în cadrul proiectului Capitala Daciei, Muzeu Viu al Patrimoniului Cultural European, proiect implementat de către Consiliul Județean Hunedoara, în parteneriat cu Fundația Mihai Eminescu Trust. Evenimentul este organizat de către Asociația Microregiunea Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor GAL. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, vă doresc o săptămână plăcută, este luni, este prima ediție a emisiunii Ora Exactă și o vom începe, mă bucur, într-o notă pozitivă, zic eu, o să vedeți și de ce. Invitații ediției din această după-amiază sunt domnul Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara. Bine ați venit în studio. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Și colegul meu, Tiberiu Vințan, jurnalist în Valea Jiului. Mă bucur că ne secundezi în această emisiune și sperăm să fii mai des pentru a discuta probleme specifice. Deci bine ai venit la Antena 3 DEVA. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Bun găsit și telespectatorilor Antena 3 DEVA, Antena 3 Hunedoara, de altfel. Sper să avem o emisiune interesantă și o colaborare plăcută, Alexandru. Sunt sigur de asta și am să încep spunând că m-am uitat și eu la prezentarea, nu totdeauna fac eu prezentările pentru emisiune, referitor la poziționarea Văii Jiului în cadrul județului și mă gândeam așa că la începutul carierei de jurnalist erau foarte multe vești negative din Valea Jiului, fel de fel de mineriade, am fost la ele, le-am filmat pe toate și acum trebuie să mă bucur că discutăm de revitalizarea stațiunilor de schi în Valea Jiului, vorbim de exploatarea culturală Petrila, veștile care vin de acolo au o... Sigur că nu totul este pozitiv, sunt și probleme ca peste tot, dar în orice caz, veștile preponderente din Valea Jiului și asta cu exploatarea culturală mă lovește direct așa, îmi fac plăcere. Există, domnule Costel Avram, o reconectare a Văii Jiului sau nu a fost niciodată deconectată de județul Hunedoara? Nu cred că niciodată nu a fost deconectată de județul Hunedoara, dar și eu, la rândul, vreau să doresc tuturor o săptămână binecuvântată și în același timp să o felicit pe Gabriela Mărginean pentru faptul că a adus un jurnalist din Valea Jiului să fie aici alături de un jurnalist din DEVA pentru a face o emisiune bună aici la DEVA. Reconectată, nu? Da, da, reconectată. Eu zic că Valea Jiului niciodată nu a fost deconectată de restul județului, ci împreună a făcut ca Valea Jiului și restul județului a făcut din Hunedoara un județ bun, un județ prosper. Dacă ne mai gândim și înainte de 90, când Valea Jiului, prin exploatare de cărbune, dădea cărbune țării și a adus plus valoare țării, sigur a venit momentul reconversiei, când în Valea Jiului nu mai este ceea ce era și atunci trebuie și ceilalți care țara să ajute Valea Jiului, județul Hunedoara să ajute această zonă din Valea Jiului. Discutam cu cineva de la Comisia de la Europeană săptămâna trecută în Valea Jiului și spuneam că România, Valea Jiului, Hunedoara, Valea Jiului a acceptat chiar cu durere toate directivele europene. Cu directiva europeană s-a închis ceea ce a însemnat sistemul energetic și mă refer aici la minele din Valea Jiului, dar încă noi n-am pus nimic în loc. Eu sper că prin vizita pe care joi o va face Comisarul European pentru Coeziune Ferreira în Valea Jiului, va anunța și posibilitățile de reconectare din nou a Văii Jiului la resursele Uniunii Europene și cred că prin ceea ce a făcut Laurențiu Nistor ca președinte al Consiliului Județean
cumpărând de la Ministerul Energiei fostă exploatare minieră Petrila, devenind acum, așa cum spuneți dumneavoastră, exploatarea culturală Petrila, vom face să schimbăm ceva în Valea Jiului. Este un proiect, o promisiune făcută de Laurențiu Nistor și Partidul Social Democrat chiar în timpul campaniei electorale din 2020, că vrem să cumpărăm mina, că vrem să facem acolo ceva ce, cu banii europeni, fiindcă dacă este să vorbim de bani numai de la bugetul public a Consiliului Județean, e greu de spus că putem revitaliza activitatea în acea zonă. Dar eu cred în vizita pe care o va face Comisarul European pe Coeziune, eu cred mai mult în discuțiile pe care Laurențiu Nistor, ca președinte a Consiliului Județean, le va avea cu dumneaei și eu cred că prin faptul că va merge și va vizita exploatarea culturală Petrila, va vedea la fața locului că banii care vor veni în Valea Jiului, banii care vor veni exact de la Bruxelles pentru fosta mină Petrila, vor avea o finalitate, iar Bruxelles sau și Uniunea Europeană vor să dea acești bani către asemenea zone. Mai sunt uzine făcute teatre pe la Sibiu, așa că asta da, se poate vreau face să încep, ceva din ea. Da, m-ați dus în eroare cu Tibi Vințan, să-i zic la mulți ani domnului Constantin Chiriac, directorul teatrului din Sibiu. Faptul că astăzi este ziua lui, este și moldovean de-al meu, de la Prisecan Iași, și să-i zic încă o dată la mulți ani și eu cred că într-un timp nu foarte îndelungat dumnealui va veni în județul Hunedoara și va avea discuții cu președintele Laurențiu Nistor, iar ceea ce ne-am spus noi că dezvoltăm cultura, vom face prin acest slogan în care Consiliul Județean, prin conducerea PSD a Consiliului Județean, să dezvoltăm cultura în continuare în județul Hunedoara, să alocăm banii necesare atât la cele două teatre și la celelalte instituții de cultură din județul Hunedoara, nu este doar un slogan, ci faptele vor arăta că mergem înainte. Eu apreciez optimismul dumneavoastră, domnule Avram, în ceea ce privește și această vizită a Comisarului European pentru Coeziune, dar vă aduc în același timp aminte că Valea Jiului trăiește sentimente contradictorii de la vizitele acestea extrem de importante. De la nivelul ăsta n-a mai fost așa? De la începutul disponibilizării, de la Traian... Nu Traian Remiș, cel care era ministrul Berceanu, finanțelor. De la Radu Berceanu. Încoace, oamenii tot așteaptă pe cineva providențial care să vină cu o geantă de bani și să salveze această regiune care este Valea Jiului, o regiune care, dacă ne întoarcem și mai mult în timp și suntem sinceri cu noi înșine, vom vedea că de-a lungul ultimelor două secole a contribuit într-un mod determinant nu doar la dezvoltarea județului Hunedoara, ci la dezvoltarea României și chiar la dezvoltarea acestui colț de Europa. Domnul Vințan, dar există o vorbă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în... Categoric. De noi depinde să facem proiecte viabile și sigur Comisarul pe European, Comisia Europeană vor da banii necesari pentru Valea Jiului. Vedeți, eu tocmai aici mă îngrijorez, pentru că în afară de acele proiecte importante, inclusiv cel de la exploatarea culturală Petrila, unde Consiliul Județean Hunedoara s-a implicat și unde se vede că e un început de dezvoltare pe alte coordonate. Dacă mai pun așa și uitându-mă în stânga, în dreapta, mai văd dezvoltarea stațiunii turistice Straja Lupeni, lucrurile par a fi înțepenite la nivelul autorităților locale. Nu a beneficiat și APASEV-ul care are, importantă. Până la ora actuală, dar, într-adevăr, APASEV are cele mai mari fonduri europene. Zic pe domnul Tibi Vințan prin faptul că sunt două programe acum, Tranziția Justă și celălalt program PIT Valea Jiului, în care vin bani europeni pentru această zonă. Dacă vom, ști tranziția justă, vom ști să-i dacă atragem. Pentru tranziția justă, programul care a fost făcut de către colegii mei de la Consiliul Județean, coordonat de Laurențiu Nistor, da? În care se știe că 2,4 miliarde de lei vin pentru cele 6 județe din România. Comisia Europeană a analizat programul și proiectul făcut de județul Hunedoara, știindu-se că tranziția justă vine prin Consiliul Județean, iar Consiliul Județean a luat 510 milioane de lei, 510 milioane de euro, aproximativ 23,5% din suma care este alocată pentru România. Mergând mai departe, ghite Valea Jiului. Sunt bani care vin pentru Valea Jiului. Noi trebuie să facem proiecte și proiectele
pot aduce bunăstare pentru Valea Jiului. Nu putem spune că dacă vine comisarul european pentru coeziune joi în Valea Jiului, vineri vin și banii. De noi depinde de proiectele pe care noi le facem. Și aici sunt proiecte în care sunt implicate autoritățile publice locale, ONG-urile, oamenii de afaceri. Tot la unison trebuie să facem proiectele ca să dezvoltăm această zonă. Eu știu că președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, va invita și primarul de la Braz, și primarul de la Unedoara, și primarul de la Călan în Valea Jiului să stea de vorbă cu comisarul european, fiindcă toate aceste zone, zona Bradului, primarul municipiului Brad, zona Unedoarei, zona Călanului, au fost zone puternic industrializate, una zona minieră, zone siderurgice, Călanul și Unedoara, care la ora aceasta aproape nu mai există, la Călan nu mai există nimic, la Unedoara foarte puțin, iar la Brad iară s-a închis minierul. Sunt zone care au suferit foarte mult și să vedem exact ce vom pune în loc. Eu am mare încredere în ceea ce se va întâmpla joi, iar chiar înainte de venire la emisiune discutam cu președintele Consiliului Județean, cu Laurențiu Nistor, de modul cum va pune problema și cum va ataca problema județului Hunedoara pe ansamblu, fiindcă aici nu este vorba numai de Valea Jiului, este vorba și de Hunedoara, este vorba și de Brad, este vorba și de Hăram. Deci nu contează culoarea politică, ci trebuie să punem ceva în zonele care au fost industrializate, iar acum industria lipsește cu desăvârșire. Există idei. Ce se poate pune în loc? Uite, la Petrila, într-adevăr, se poate dezvolta un sector cultural puternic care să devină Nu sectorul cultural trebuie dezvoltat acolo, la regenerarea locului industrial sau unde a fost fosta exploatare minieră Petrila, poate aduce bani de la Bruxelles. După cum se știe, sunt foarte multe acțiuni care s-au făcut acolo. Este și terenul Viran, de lângă exploatarea culturală Petrila, în care noi am promis să facem parc industrial. Sunt banii care vor veni. Veți vedea, eu știu exact ce proiecte sunt, eu știu exact ce va cere președintele Consiliului Județean, dar cred că după plecarea comisarului european, președintele va veni, va ieși cu o conferință de presă în care va spune exact discuțiile pe ansamblu pe care le-a avut cu comisarul european. Aici ai folosit o sintagmă, personaj providențial. Deci eu cred că n-ar trebui să fie perceput. Mi se pare că cred că nu mă înșel, este pe departe cea mai importantă vizită din ultimii ani în Valea Jiului. A mai fost la comisarul european Corina Crețu acum, când au și început demersurile pentru fondul de tranziție. Personajul providențial, și coroborând cu acea afirmație, Dumnezeu să nu-ți bagă în traistă, personajul providențial poate să, zic eu, să ajute, dacă într-adevăr, cum punctai, domne, ajutăm, dar ideile trebuie să vină ale oamenilor din zonă, în așa fel încât toată Valea Jiului să beneficieze, nu numai Petrila sau numai Petroșaniu, ar trebui să ajute și la Uricani și la Lupeni și peste tot. Sigur, există vor fi prezenți toți primarii din Valea Jiului. Chiar în aula universității se va întâlni comisarul european cu mediul academic, cu studenți, cu oameni de afaceri, cu primarii din Valea Jiului, cu conducerea ITI Valea Jiului, asociația ITI Valea Jiului, fiindcă e interesată să vadă dacă vor veni bani în Valea Jiului, în toată zona Valea Jiului, ce se va face în Valea Jiului. Corect. Iar fiecare primar, eu cred că va pune punctul pe ei în fiecare OAT pe care ei îl păstoresc. S-au închis minele, mai sunt 4 exploatări acolo, o termocentrală a Paroșeni, se pare că are... Toate cu un termen final deja bine stabilit. Da, vedeți dumneavoastră, îl auzeam și am discutat cu senatorul Cristian Răzmeriță, care a avut un amendament care nu a fost susținut decât de UDMR. Am văzut acum și Partidul Social Democrat. Da. Am văzut acum că a fost serbări la Țebe în care cei de la un anumit partid au mers și au făcut scandal și meeting la închiderea termocentralei Mintia, dar acum când se punea în discuție închiderea termocentralei la Paroșeni, au votat împotriva amendamentului pe care era făcut de Cristian Răzmeniță. Deci una este în Parlament ceea ce faci și una este când mergi în fața cetățenilor și spui că tu aperi să nu se închidă. Eu cred că documentat Cristian Răzmeniță vrea să ducă încă câțiva ani activitatea minilor din Valea Jiului și a termocentralei Paroșeni. De aceea trebuie să mergem în continuare a ceea ce
vorbim în stradă când sunt cetățenii și una să nu facem alta când suntem la București, când suntem parlamentari acolo în ședințele din Parlament, în care votăm exact invers de ceea ce le spunem cetățenilor jos. V-aș întreba ceva apropo de faptul că l-ați adus pe senatorul Esmeriță în discuție. Discutam la Schini, am întâlnit la Schini iarnă la Straja. Și am zis, uite, în anii 90 la început, foarte multe vile s-au creat, s-au făcut la Slaja, dar având în vedere că te duci acum acolo și nu mai găsești, nu poți arunca un act, toate locurile sunt ocupate, în sensul ăsta vreau să spun, începe să coboare bunăstarea spre Lupeni și mi-a zis că da, că prețurile apartamentelor s-au dublat la Lupeni și veți vedea un mare proiect turistic axat pe Lupeni, dar am văzut că și primarul din Vulcan începe să ia modelul Straja și să replice ca un model. Până la urmă e și firesc, pentru că oamenii își pun în valoare ceea ce au mai de preț în momentul de față, până când vor veni acele boom-uri economice noi la care sperăm cu toții. Minerit nu se va mai face la nivelul la care s-a făcut la începutul secolului 20 în Valea Jiului. Absolut. Asta în mod categoric. Și atunci, ce pui totuși în locul unei industrii care s-a dezvoltat și a prosperat timp de 150, aproape 200 de ani? Care oamenii zonă. Și-au dus activitatea. Sigur că da. A fost traiul zilnic a tuturor, pe lângă activitatea de minerit. În 90 erau aproximativ 54.000 de oameni care lucrau numai în minerit, dar erau și alte activități conexe care duceau pe orizontală activitatea mineritului. Sigur, și din păcate nu prea s-a pus nimic în loc. Sigur, Straja, cum spuneați dumneavoastră, domnul Urean, Straja este la ora aceasta una din stațiunile montane cele mai bune, în sensul că celor care le place să schieze găsesc acolo tot ceea ce găsesc și în Austria. Ăsta este și motivul în care Consiliul Județean și împreună cu Laurențiu Nistor am hotărât să terminăm lucrările, să dăm banii la Apaser pentru a face lucrările și aduce apa sus în Parâng. Am făcut canalizarea, acum să ducem apa pe banii, pe bugetul propriu al Consiliului Județean. Vorbeați de Pasul Vulcan. Sigur, și Pasul Vulcan. Avem la ora aceasta în bugetul Consiliului Județean prinși bani pentru a aduce apa și în Pasul Vulcan. Pentru a avea apă atât pentru cabanele, cabanierii care au cabane acolo în Pasul Vulcan, dar în același timp să avem apă și pentru a putea face acea zăpadă artificială și atunci sigur că și domeniul schiabil se întinde și dacă se va face legătura între Pasul Vulcan și Straja, eu zic că Valea Jiului va fi unul dintre cele mai mari domenii schiabile din Europa și nu numai din România. O să vă întreb pe amândoi, vă pun problema. Țin minte că tot în anii 90 am văzut un raport al Băncii Mondiale undeva prin 1998, dacă mă țin minte. Bun, putem fi sau nu de acord cu măsurile Băncii Mondiale, dar țin minte și acum. Era o analiză, puncte tari, puncte slabe și primul punct era la Valea Jiului, că nu eram la mare distanță de mineria de atunci, puternic deficit de imagine. Aia era prima cauză. Nu faptul că nu are forță de muncă, nu activitatea monoindustrială era încă. Puternic deficit de imagine. Acum vorbim, iată, de cel mai mare domeniu schiabil din România. Înseamnă că putem vorbi despre o răsturnare a acestui deficit de imagine? Da. Parțial. Putem, eu zic că aș putea, fiindcă am avut, Consiliul Județean a avut o acțiune, în sensul că am sponsorizat sau am fost parteneri cu primăria și Consiliul Local Lupeni la un raliu cu Federația Română de Automobilism, raliul de viteză în coastă. De viteză în coastă. Sigur, o etapă a raliului de viteză. Și acolo eu l-am cunoscut pe Andy Moisescu. Știam că și am văzut pe rețele socializare că este unul care vine mereu în Valea Jiului, în Straja. Și eram cu președintele Laurențiu Nistor și l-am întrebat ce l-a făcut pe el să facă atâta publicitate gratuită Văii Jiului, stațiunii Straja și Văii Jiului. Și mi-a spus așa, eram cu președintele, că el știa despre Valea Jiului numai tot ce este rău, de mineriade, venind acest în Valea Jiului, de acest deficit de imagine. Venind în Valea Jiului, a văzut că aici în Valea oamenii sunt altfel, că Valea nu este așa cum o știa el, și faptul că a avut atâția ani idei preconcepute despre Valea Jiului,
e datoria lui morală să scoate în evidență adevărata față a Văijiului. Și noi avem nevoie de ambasadori ca Andy Moisescu și își face datoria cu prisosință. Mi-a spus, nu câștig nimic, dar am datoria morală de a arăta adevărata față a Văijiului și o face cu prisosință și pe această cale. Și eu vreau să-i mulțumesc încă o dată lui Andy Moisescu pentru ceea ce face pentru Valea Jiului. Foarte bine ați punctat, domnule Avram, că oamenii aceștia, Andy Moisescu este un vector de imagine important la nivel național, dar nu doar despre el putem vorbi aici. Uite, eu am reușit să conving câțiva profesori universitari din București să vină la schi în Straja pentru că au condiții la fel de bune sau aproape la fel de bune precum sunt cele din zona Brașovului. În primă fază am primit un refuz categoric, oamenii aceia spunând, domnule, nu vreau să mă bată minerii pe stradă. Mi-a trebuit o muncă... Când? Asta fiind anul trecut. Deci de curând. De curând, anul trecut. Deci e foarte fals, noi știm de aici că nu te bagă nimeni. Mi-a trebuit o întreagă muncă de lămurire să lămuresc, să le explic acelor oameni că nu există acest mod de atitudine al minerului. Că minerul pe care îl știu ei de la București din anii 90, aproape că îndrăznesc eu să spun că nici n-a existat vreodată. Da. Ci că a fost tot așa o fumigenă de imagine care a fost lansată cu... aproape știm cu toții cu ce scopuri la vremea respectivă, nu ne mai întoarcem acolo în timp, dar iată, Banca Mondială a avut perfectă dreptate. Încă mai tragem de deficitul de imagine pe care ni l-au creat aceste nefericite minerate, aceste greve, până la urmă, unele dintre ele chiar îndreptățite ale oamenilor care știm cu toții cum munceau, în ce condiții munceau și cât câștigau pentru munca lor. Dar... din păcate lucrurile încă nu s-au lămurit. Dar, domnule Grea, eu sunt locuitor al Văijiului, dar în același timp lucrez la DEVA, la Consiliul Județean. Pe mine mă bucură faptul că politica pe care o face conducerea PSD a Consiliului Județean este de a dezvolta armonios întreg județul Hunedoara. Sigur, nu putem să uităm faptul că Valea Jiului are probleme pe care le are, dar în același timp Consiliul Județean a alocat sume foarte mari pentru dezvoltarea zonei Văijiului. Dacă ne uităm acum și la programul pe Anghel Saligny, primele două proiecte care sunt trecute în ordinea cronologică sunt Uricanii și Petrila din Valea Jiului. Venim mai departe pe zona Hunedoarei și am prins toate zonele din județul Hunedoara. Hai să vedem exact ce face Consiliul Județean Hunedoara în dezvoltarea județului, cum dezvoltă sistemul sanitar, având în vedere faptul că are Spitalul Județean de Urgență DEVA cu cele două sanatorii, Gioagiu și Brad, cum dezvoltă partea culturală. Hai să vedem parteneriatul pe care îl are cu Consiliul Local Hunedoara pentru a face nou teatru, vechea casă de cultură, nou teatru de la Hunedoara. Hai să vedem exact ce face Consiliul Județean la Orăștie, unde singurul Consiliul Județean din România care face un muzeu de istorie de la zero în orașul, în municipiul Orăștie. Deci una peste alta încercăm să rezolvăm toate problemele. Hai să vedem exact în infrastructura rutieră. Chiar îmi spunea președintele astăzi, înainte de a veni la noastră, că a fost ieri pe zona Gioagiu și a trecut în partea cealaltă în zona Bradului. E vorba de drumul, deci aproximativ 6 km, care e investiția Consiliului Județean. Leagă zona Bradului de zona Gioagiului. Scurtează foarte mult drumul pentru cetățenii care vor să vină din zona Țării Zarandului în zona Gioagiului. Deci eu zic că și investițiile pe care Consiliul Județean le-a făcut ca să se dezvolte armonios întreg județul Hunedoara. Sigur, vă întreb din nou pe amândoi, pentru că fiecare are altă percepție. Am văzut că în fiecare săptămână, cel puțin o zi, sunteți la Petroșani și acordați audiențe. Acum, oamenii vin în audiențe, știu, cred că vin mai mult pentru a spune, sunt cei care vin, ce frumos chem la Straja, dar vin să spună problemele. Care sunt problemele pe care le au oamenii din perspectiva omului politic, din perspectiva jurnalistului? Domnule Gurian, încerc, nu am mai putut în ultimele 3 luni să fiu în fiecare săptămână la Petroșani, fiindcă au fost probleme foarte multe la Consiliul Județean, ne-am pregătit cu Anghel Saligny, ne-am pregătit cu alte proiecte europene. Dar săptămâna trecută, de exemplu, am fost. Vin foarte mult oameni care vor locuri de muncă, care au și probleme personale, crezând în continuare că Consiliul Județean Hunedoara este fostul comitet județean de partid în care, dacă vii aici, rezolvi toate problemele, neștiind, sunt foarte mulți care nu știu că Consiliul Județean nu are
nicio atribuție de a rezolva problemele în UAT Petroșan sau în UAT Vulcan. Primăriile nu sunt subordonate Consiliului Județean, ci există anumite relații de a face lucrări care sunt județene, de colaborare între două. Cum avem acea societate APA Ser Valea Jiului, în care Consiliul Județean este acționarul principal, având în vedere că leagă activitatea de la Uricani până la Petrila toate UAT-urile. Sunt unele care sunt îndreptățite, dar peste 50% sunt probleme personale și locuri de muncă. Încercăm prin ceea ce facem să creăm tot ceea ce putem noi, dar UAT sau UAT, județul Hunedoara, nu poate crea efectiv locuri de muncă, ci poate crea locuri de muncă prin investițiile pe care le fac, investiții care pot aduce locuri noi de muncă sau investiții care pot crea locuri de muncă pe timpul derulării investiției propriu-zise. Mă bucură faptul că promisiunea noastră a Consiliului Județean este de a rezolva și ceilalți 840 de metri în Parân. Vineri am trimis hârtiile către firme pentru faptul că să facem acei 840 de metri, beneficiind de acea ordonanță de guvern în care putem da achiziția directă până la 900.000 de lei. Până mâine trebuie să vedem exact cine se înscrie și vine ca să putem da acest drum pentru a fi finalizat. Mă bucură faptul că promisiunile pe care Laurențiu Nistor, și când vorbesc de Laurențiu Nistor, Laurențiu Nistor este președintele Consiliului Județean, este candidatul sau a fost locomotiva Partidului Social Democrat în alegerile din 2020 și este omul care a promis. El a fost primul personaj care a venit și a promis și acum noi, ceilalți din spatele lui, trebuie să punem în aplicare. Mă bucură faptul, de exemplu, domnule Gruian, că am avut un proiect de pe unele zi în care Deva, de exemplu, nu a fost de acord, dar la Consiliul Județean Hunedoara a fost votat în unanimitate, inclusiv USR-ul, în care s-a explicat exact cu APA Product, societatea APA Product. Te bucură faptul că ideile pe care vii și le, sau proiectele de hotărâri de Consiliul Județean care le pui înspre dezbatere, în momentul când sunt documentate și când ele sunt votate în unanimitate, atunci zici, doamne, da, facem ceva bine pentru județul Hunedoara, că toată lumea înțelege. Poți să votezi împotrivă, poți să fii, să te abții, dar parcă nu este lucru așa bine reușit când prin ceea ce faci nu-i convingi pe toți să spui că noi vrem să facem un lucru bun pentru județul Hunedoara. La ce vă referiți, la APA Pro, la acel proiect? La APA Pro, la acel proiect mare. Dacă era vorba de aprobarea unor pierderi care au fost făcute de către societate, a fost directorul APA Pro, am discutat și eu și am spus că și eu am fost director la o companie de apă, cum este APA Servo, în care am făcut și toți directorii, chiar sâmbătă, miercuri, am fost la Sibiu, în care a fost Expo APA și ne-am întâlnit cu foarte mulți directori și foști colegi de-ai mei, care chiar am discutat problema pe care noi am supus-o vineri în plen în Consiliul Județean. Iar pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor consilierilor județeni pentru modul fair play de care au dat dovadă, punând mai presus problema județului Hunedoara decât problema de partid. Cred că atunci când vorbim de problemele oamenilor, despre problemele politicienilor, despre problemele județului în general, începem să observăm un lucru și spun lucrul acesta nu doar pentru a-l flata pe domnul Avram, care toată lumea știe lucrul acesta, mi este printre altele și un amic foarte, foarte prețios. Încep să văd la dumnealui acel model de funcționar public, de om implicat în problemele comunității, așa cum mi-aș dori să văd la toți funcționarii, la toți angajații din primării, din consilii județene și chiar la aleșii noștri. Are dreptate, domnul Avram. Vin oamenii la audiențele dumnealui ca la secretarul de partid, ca să nu spun ca la Meca. Ceea ce mă surprinde este că și atunci când lucrurile nu se rezolvă, oamenii revin. Revin de ce? Pentru că au încredere. Au încredere că există un om care, dacă îi spui problema pe care o ai, chiar dacă nu e de competența domniei sale, și multe lucruri sunt tot... Am avut ocazia și să asist la, ca jurnalist la aceste audiențe ale domnului Avram. Multe probleme sunt banale, aș putea spune, sau care nu țin de nicio culoare de competența administrației publice. Cu toate acestea, domnul Avram pune mâna pe telefon și încearcă să găsească o soluție. Uneori iasă, uneori nu iasă. Dar oamenii aceia vin și revin
cu încredere. Ei bine, mi-aș dori ca la ușa tuturor primarilor din Valea Jiului și din județul Hunedoara, oamenii să vină cu încredere, cu încredere că problema pe care o au, fie că ține, fie că nu ține de autoritatea administrației locale, poate să-și găsească o rezolvare. Și aș mai vrea să văd funcționari publici energici, cum este Costel Avram. Să-i văd dimineața la birou, după amiază pe șantier, seara citind și documentându-se pentru a ști ce se spune la televizor și ce răspunsuri să dea jurnaliștilor. Poate că și asta este o schimbare de care județul Hunedoara are nevoie. Dar, da. Continuând ce spune și mulțumesc lui Tibi Vințan, stăteam acolo și mă gândeam la Laurențiu Nistor, fiindcă săptămâna trecută a fost ședințe atât la Organizația Județeană de Femei, o fericire pe Natalia Indotero, și cât și la Organizația de Tineret Duminică, sâmbătă, când a fost reales Alin Țambă. Mă bucură faptul că am văzut modul cum Laurențiu Nistor stătea de vorbă cu tineretul sâmbătă. Chiar după ședința de constituire au fost foarte mulți tineri social-democrați din țară. Președinți, chiar a fost președinte tineretului TSD din România și am fost după aceea cu toți la Consiliul Județean. Toți îl cunosc pe Laurențiu Nistor pentru modul cum se face și chiar dacă anii au trecut pentru dumnealui, poate cred că și eu cred că prin ceea ce face, pe modul cum umblă și dumnealui, poate este mai puternic și mai lăsând la o parte abilitatea politică pe care o are Laurențiu Nistor, incontestabilă, modul cum face și faptul că tineretul vine alături de Laurențiu Nistor, am văzut și discursurile atât al lui Dan Băbuțanu și a tinerilor PSD-iști, arată că ne trebuie un liant cum este Laurențiu Nistor în conducerea organizației județene. Era să zic că mi-ați devansat întrebarea, dar nu mi-ați devansat-o, că tot am, de la asta vreau să plec, de la aceste alegeri, unde aveți o funcție, nu? Da, vicepreședinte, încă sunt până când vor fi alegerile viitoare, cred că în sfârșitul octombrie. Deci nu mai este mult. Asta vreau să întreb. Deci, practic, tragem linie după 2 ani de mandat și pregătim echipa pentru asaltul din 2024? Eu cred că prin ceea ce am făcut, și mă refer aici la Consiliul Județean Administrativ cu Laurențiu Nistor în frunte la conducerea Consiliului Județean, PSD-ul și-a făcut datoria, PSD-ul își va face datoria. Din punct de vedere politic, Laurențiu Nistor va candida din nou la conducerea Partidului Social Democrat, va ieși 100%, iar și în 2024, când vor fi alegerile pentru Consiliul Județean, avem cu ce ieși în față, avem promisiunile pe care au fost făcute de PSD în 2020, în 2024 sunt fapte, iar oamenii ne vor judeca după faptele pe care noi le-am făcut, după și vor vedea că promisiunile noastre s-au transformat în investiții, s-au transformat în fapte în tot județul Hunedoara, iar acestea sunt singurele cu care noi putem ieși. Da, Partidul Social Democrat va câștiga detașat Consiliul Județean Hunedoara, fiindcă, încă o dată, cu riscul de a repeta, faptele arată totul. Vor mai fi alte alegeri politice la nivelul organizației județene până în 2024? Nu. Deci asta e echipa care se duce în alegeri, practic. Au fost alegerile la femei, la tineret. Acum, după ce plec de aici, sunt și eu invitat la organizația de seniori al PSD județul Hunedoara. Va urma conferința județeană de alegeri a PSD Hunedoara sfârșitul octombrie, începutul noiembrie și acestea sunt ultimele alegeri. Și rezultatul la aceste alegeri sau oamenii care vor fi aleși la aceste alegeri vor fi oamenii care vor ataca alegerile parlamentare, prezidențiale, locale, toate alegerile din și europarlamentare în anii care urmează. Acum, pornind de la chestiunea aceasta, domnul Avram, și văzând că dumneavoastră ați fost ales de curând într-o funcție la organizația municipiului Deva, este aproape clar pentru mine că nu vă veți angaja într-o candidatură undeva în Valea Jiului, de aceea vă întreb, vă veți angaja într-o candidatură pentru un post la Deva sau la nivelul județului Hunedoara? Îl voi susține pe Laurențiu Nistor la funcția de președinte al Consiliului Județean și dacă
și sigur va ieși la Orențiu Nistor pe președintele Consiliului Județean, continuăm în aceeași echipă la nivelul Consiliului Județean, dar asta nu înseamnă că nu voi sprijini pe toți colegii care vă cere. Ce veți face cu Valea Jiului până la urmă? Fiecare organizație Valea Jiului. În acest moment sunt două localități unde nu aveți primari, cu toate că votul majoritatea al cetățenilor din Valea Jiului este categoric spre... Și Vulcanul este membru PSD, sigur nu poate să... Mascat. Eu cred că lucrurile vor merge bine și eu mă voi implica la nivelul municipiului Deva și la nivelul Consiliului Județean Hunedoara. Care sunt prioritățile pentru... Suntem în octombrie, da? Începe să fie frig, pe la până la prea se schimbă ora, mai întuneric, facturile tot mai mari, da. Știu că evident că nu Consiliul Județean răspunde de asta. Și noi, ca cetățeni, și eu, ca locuitor în Petroșane, al Văii Jiului, să nu credeți că trăiesc pe altă lume și, nu, și la mine factura vine mai scumpă, atât la gaz cât și la curent. În același timp, salariul pe care eu îl am, mă pot descurca, dar problema mea se pune ce fac oamenii când au un salariu foarte mic, salariul minim pe economie, mai au 2-3 copii, lucrurile nu sunt ușoare. De aceea, politicienii de la București trebuie să găsească soluțiile cele mai bune ca cetățenii să treacă mai ușor peste iarna care vine. Se pare că va veni și o iarnă mai grea și atunci lucrurile se complică foarte tare. Dar nu trebuie să ne gândim din punct de vedere al populismului, ci trebuie să gândim din punctul de vedere a celor care conduc, celor care au răspunderi și E momentul acțiunii și trebuie să lăsăm populismul la parte și să facem ceea ce trebuie pentru cetățenii noștri. Fiindcă dacă era vorba numai de populism, PSD-ul nu venea la putere, lăsa Partidul Național Liberal să se ducă jos de tot și atunci, dar după aceea ce făceam? Există inclusiv membrii de partid și chiar cetățenii ai județului Hunedoara care vă reproșează faptul că vă aflați oarecum cu saci și în căruță și pe lângă căruță. Adică nu, sunteți și la putere, dar nici nu prin ceea ce a făcut Partidul Social Democrat a venit la, alături de Partidul Național Liberal pentru a rezolva problemele țării. Era foarte greu să rămâi în alegeri anticipate un guvern minoritar în care nimic nu trecea. Noi nu votam fiindcă noi eram în opoziție, iar ei nu puteau să facă fiind la putere. Până la urmă, a te înhama la putere, a te înhama la acțiuni concrete pentru guvernarea acestei țări, eu zic că este un lucru bun pentru... Chiar dacă animozitățile în interiorul coaliției sunt încă vizibile și le vedem cu toții, chiar și la nivelul județului Hunedoara. Destul de... Și într-o familie, domnule Vințan, unde ești căsătorit, mai există animozități. Dar aici, unde suntem căsătoriți numai de... Din interes de a guverna țara. Sigur că există. Există. Cum poate chiar mai bine să existe. Da, uitați, de exemplu, ieri am fost la Tudești, la o masă a stat PSD-ul, la o masă PNL-ul, am zâmbit, am vorbit. Observ de multe ori și asta este, cred, o chestiune de imagine destul de ciudată, mi se pare mie ca și gazetar, când văd de regulă postările dumneavoastră ale politicienilor pe la diverse evenimente. Cei din tabăra social-democrată pozează atât de frumos undeva pe stânga, din stânga și taie exact de acolo de unde încep politicienii de dreapta, iar cei din zona de dreapta fac exact la fel, pozează doar dintr-o anumită direcție, tăindu-i pe cei din zona de stânga, ca și cum n-ar fi fost împreună la evenimentul respectiv. E cel puțin hilară această atitudine. Posibil de unde vă uitați, din care parte vă uitați, din stânga sau din dreapta? Pentru mine, ca cetățean, asta e o garanție, cumva. Când n-am crezut, trebuie să recunosc, în 2020, când s-a zis, în 2021, când s-a făcut guvernul ăsta de coaliție, că se reface USL-ul. Dar nu mi-e frică că se reface USL-ul. Nu se reface, nu. Guvernăm împreună, domnule. Guvernați împreună, da. Guvernăm împreună. Și noi așa, noi ca ziariști știm că în momentul în care terminăm emisiunea sau înainte de început, obținem și niște opinii off the record, cum se spune, care nu pot să fie... Dar care sunt extrem de prețioase în economia unui gazetar. Pentru a avea o imagine reală, mai avem 2 minute, domnule Avram, sunt niște proiecte majore. Vine timpul friguros, sigur că s-ar putea să mai fie și cald în octombrie. Foarte pe scurt, care este stadiul, de exemplu, culoarul Mureș-Nord? Acolo sunt 72 de kilometri sau cât. Săptămâna trecută am avut o discuție cu cei de la Straba, cu firma care coordonează al doilea lot. Sunt 3 loturi, după cum se știe. Este un pic în întârziere. Important este că ei au spus că vor termina la termen în august, anul viitor,
tot ceea ce înseamnă partea lor de contract. Celelalte două firme sunt mai înainte. Una peste alta, domnule Gruian, se va termina acest contract în termenul stabilit. Deci, practic, nu există întârzieri majore la proiectele gestionate de construcții. Există întârzieri, dar nu întârzieri majore. Da, iar ca să... O întârziere majoră este la proiectul de Green Line în Valea Jiului, dar luna lui octombrie vom scoate proiectul revizuit. La începutul noiembrie scoatem la licitație atât, sunt două părți, atât autobuzele cât și construcțiile pentru... Și în 31 decembrie 2023 el trebuie să funcționeze, fiindcă nu mai putem, contractul de finanțare este până în 2023-31 decembrie. El este pe POR 2014-2020 cu 3 ani de grație, 2023. După 2023, orice ban, orice proiect care nu este gata devine neeligibil pentru ceea ce mai este. Și atunci, noi, Consiliul Județean, nu ne permitem să... rămână neeligibil lucrări ca să le plătim din bugetul propriu, fiindcă atunci nu este corect. Adică să rămână și nici rentabil. Și nici rentabil. Urmă, da. A expirat timpul, trebuie să reamintim telespectatorilor că va fi o vizită foarte importantă la sfârșitul acestei săptămâni în Valea Jiului, da, unde vor fi invitați toți primarii din județ sau cei mai măgănesc. Cei mai importanți, da? au fost probleme în raza lor. Da. Ne luăm la revedere aici. Vă reamintesc că au fost invitații acestei prime ediții Ora Exact la Antena 3 Deva, domnul Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara și colegul meu din Valea Jiului, HD365 și exclusiv, da? Tiberiu Vințan, Tibi, îți mulțumesc, îi mulțumim și domnului Avram pentru aplomb și cred că oamenii au nevoie, nu să le spui cât de rău este, că toată, bă, e rău, dar uite, mai sunt... Au nevoie și de puțină speranță. Și apropo de speranța asta, da, dacă mai îmi îngăduie colegii, 30 de secunde, am să spun doar atât. Pentru noi, în Valea Jiului, frigul aduce câteodată și vești bune. Pentru că atunci când vine frigul, datorită investițiilor pe care le-au făcut autoritățile la straja, vine și zăpadă. Zăpada, fie că vine din cer, fie că vine produsă de noi. Iar când vine zăpada, vin și turiștii. Când vin turiștii, vin și banii. Să-l convingem pe domnul Avram ca să cunoască și mai bine realitățile de acolo, să mai schimbe bicicleta cu schiurile. Domnilor, mulțumesc, Alin Cazan, Emil Gherghe, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! În prezent ca jandarm. Potrivit apropiaților, acesta ar fi suferit o nouă decepție în dragoste, după ce, în urmă cu puțin timp,